Daniel Bondoc, președintele CEASE-GORS, spune că urmarea expirării contractului de furnizare și distribuire a cardului european de asigurări de sănătate, instituția pe care o conduce va elibera certificate provizorii de înlocuire a acestuia până la finalizarea unei noi proceduri. Asigurații pot intra în posesia certificatului provizoriu în maximum 24 de ore de la depunerea cererii. Acesta are aceeași valoare și valabilitate ca și cardul european. Cardul european de sănătate s-a terminat contractul la nivel național pe care Casa Națională îl avea cu firma care îl produce și până la semnarea unui nou contract, care sperăm să fie cât mai repede, se eliberează acel certificat provizoriu, se eliberează în termen de 24 de ore, chiar pe loc uneori, în funcție de cât de repede vrea asiguratul nostru. Iar acel certificat provizoriu este valabil în toate țările Uniunii Europene, deci nu este o problemă asta. De aceea am și dat acel comunicat de presă, ca să se știe despre ce este vorba. De la începutul anului și până la data de 30 iulie, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Gorj a eliberat un număr de 1603 carduri europene de sănătate, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când a eliberat 1753 de carduri. Atât cardul european, cât și certificatul provizoriu sunt gratuite și dau dreptul titularului la servicii medicale care devin necesare pe perioada deplasării într-un stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu legislația statului respectiv. Niciunul dintre cele două documente nu poate fi utilizat pe teritoriul României.